Și am ajuns și la ultimul exercițiu înainte de proiectul final. O să vreau să mai facem încă un lucru, da? Deci să zicem că o să mai avem de-a face cu un nou labirint. De data asta o să avem de-a face cu un labirint în care avem ziduri un pic mai înalte, da? Deci o să facem modificarea asta, o să dăm o editare, o să adăugăm ad walls și o să punem niște ziduri un pic mai înalte, da? Deci o să punem, să zicem, unul aici, unul și aici, unul și aici și la final o să punem unul foarte, foarte, foarte mare. Da? Ca să vedeți că totul funcționează, nu uitați să dați save, o să dăm labirint 3. Asta o să fie practic unul din cele mai grele. Da? Și acum întrebarea este cum facem acest lucru. Da? Dacă aveți idei, puneți pauză la videoclip și vă încurajez să faceți voi înșivă. Dacă vă blocați, facem singuri. Da? Ca și sugestie, V-aș recomanda să vă uitați aici, da? și să verificați funcțiile pe care le aveți aici, da? At goal înseamnă că nu am ajuns la final. Front is clear înseamnă că în față este liber, da, adică nu avem nimic. În cazul de față, practic, este uh, oarecum o funcție opusă lui wall in front, da? Dar e mult mai clară, da, adică front is clear. Deci aceasta ne returnează true sau false, adică adevărat sau fals, în funcție de uh, cât de... Dacă pătratul următor este liber sau nu. Aici ne spune dacă dreapta este um, gol, adică dacă nu avem nimic, adică right is clear, dreapta este liberă. Da? În cazul de față, dreapta nu este liberă. În schimb, dacă aș fi aici orientat în față, da? înseamnă că dreapta ar fi liberă. Uh, zid în față, wall in front, da? zid în dreapta, verifică dacă este zid în dreapta, vă retunează true sau false. Vă spune dacă este sau nu un obiect. Asta nu contează și nici chestia asta nu contează, așa că nu -o, o să le pun. Da? Deci vă rog să verificați și uh, să vă folosiți de funcțiile care sunt acolo. Ok, bun. Acum, haideți să începem uh, cu rezolvarea acestui exercițiu. În primul rând, haideți să vedem cum se modifică de fapt uh, săritura de data asta. da? Deci, acum avem de face cu un alt tip de săritură. Da? Și o să punem aici, ca să păstrăm, dacă vreți, uh, săritura de dinainte și să nu o ștergem, o să definim o altă funcție. Da? care o să fie săritură, săritură lungă. Da? Deși este lungă, ca și nume, adică o să punem aici săritură lungă, ea poate să, săritura asta lungă o să poate să realizeze și o săritură peste obiecte un pic mai mici. Da? Deci nu o să fie nevoie să mai folosim asta. Da? Deci asta o puteți spune chiar și în comentariu. Da? Am lăsat-o aici doar ca să, ca să vă aduceți aminte cum, o foloseam. Da? Bun. Și să vedem acum ce se întâmplă. Să zicem că suntem în punctul acesta și trebuie să facem o săritură mai mică, da? Pentru asta avem turn left, move, întoarce-te la dreapta, move, întoarce -te la dreapta, move, turn left, da? Deci, exact ceea ce avem uh, aici, da? După care ajungem aici. De data asta, în punctul acesta, nu mai trebuie să facem o săritură mică, ci va trebui să facem una un pic mai mare. Și ca să facem acest lucru, ce trebuie să facem? Trebuie să ne întoarcem la stânga și să mergem în sus, da? Până când ce? Până când a, vedeți aici că avem zid în dreapta. Da? Deci, cât timp avem un zid în dreapta, asta înseamnă că trebuie să facem o mișcare înainte. da. Deci, eu pentru că sunt aici, m-am întors la stânga mai întâi. Da? Am un zid în dreapta, asta înseamnă că mă urc. Mă urc, mă urc. Da? Ajung în punctul acesta și observ că nu mai am zid în dreapta. Asta înseamnă că dacă nu mai am zid în dreapta, eu pot să mă întorc la dreapta. da. Deci, haideți să și notăm. Mai întâi facem un turn left. Da? Deci cum e normal Adică mă întorc la stânga da? Și după care Ce ar trebui să verificăm aici? Când mă opresc de mers înainte da? Cât timp da? Și ne ducem aici În keyboard și vedem că avem Wall on right da? Deci cât timp am zid în dreapta da? Deci cât timp am un zid în dreapta Punem cele două puncte Atenție da, să nu facem vreo greșeală de sintaxă Cât timp am zid în dreapta Asta înseamnă că o să mă mișc înainte, da? Bineînțeles, înainte pe direcția pe care mă aflu, da? Deci eu m-am întors la stânga, deci înseamnă că sunt îndreptat în partea de sus, da? Am zid în dreapta, move. Am zid în dreapta, move, da? Am zid în dreapta, move. Atenție, dacă ar fi un zid complet aici în dreapta, teoretic acesta s-ar uh, executa la infinit. Dar, dar noi știm că acest lucru nu este posibil, așa că nu ne facem griji despre chestia asta, da? Ajungem în punctul acesta și ieșim din acest while, pentru că wall on right nu mai este adevărat. Da? Deci condiția de aici s-a schimbat. A devenit false, deci ieșim. Și ajungem practic la linia următoare. Bun, acum ce trebuie să facem? Suntem îndreptați în sus, trebuie să ne ducem la dreapta. Da? Deci o să facem un turn, da? adică întoarcere. Putem să ne și ducem să copiem de aici. De-aia l-am și lăsat aici, că ne e mult mai ușor după aia să scriem, ca să nu trebuiască să facem toate. Da? Ne întoarcem la dreapta, după care facem un pas înainte, da? După care trebuie să ne întoarcem la stânga sau la dreapta, în funcție de cum avem nevoie, da? În cazul în care suntem aici, da? Deci suntem îndreptați în direcția asta, trebuie să facem o mișcare la dreapta, da? Deci mai facem o întoarcere la dreapta. Ok. Și acum ar trebui să ne ducem în jos cât timp ce? Iarăși cât timp avem un zid în dreapta, da? Deci luăm acest while și îl punem din nou, da? pentru că noi suntem cu fața în jos, dreapta înseamnă că este încolo, deci cât timp avem un zid în dreapta. Dacă am face așa, noi nu ne-am oprit niciodată, deci înseamnă că nu e bine. Înseamnă că trebuie să folosim o altă funcție. Și care ar fi acea funcție? Haideți să ne uităm aici. Și avem așa. Cât timp front is clear, right is clear, one in front sau one in right. Adică cât timp avem liber în față, ceea ce este adevărat. Da? Deci putem să folosim exact funcția asta. Da? Cât timp avem liber în față, adică nu am ajuns practic pe linia asta de jos, putem să mergem înainte. Deci va trebui să schimbăm acest lucru. Și ia să vedem cum se numea front is clear. Da? Deci o să-l folosim pe acesta. Cât timp avem un zid în față, ne mișcăm în partea asta. Da? După care, când am ajuns la final, adică în punctul acesta, avem un zid în față, deci înseamnă că front nu mai este clear, iarăși condiția este false, ne oprim și abia acum facem din nou un turn left. Da? Și haideți să testăm. Da, deci avem o săritură lungă, o să modificăm chestia asta, deci while not at goal, dacă avem wall in front, atunci facem o săritură lungă, altfel ne mișcăm. Da? teoretic, acum cu rezolvarea pe care o avem aici, ar trebui să rezolvăm puzzle da? Hai să vedem. Da? se pare că avem un, o greșeală, da? La linia 19, invalid sintax, da? Deci, din nou, ne ducem la linia 19 și am pus o punct și virgulă în loc de două puncte, ceea ce este greșit. Haideți să vedem din nou, dăm restart și dăm un play. Da? Și pare că funcționează. Face prima săritură. Pare că a funcționat. Hai să vedem dacă o face și pe a doua. Da, se pare că o face și pe a doua. Ajungem, ne ducem în jos. Am ajuns la final. Mergem înainte. Facem iarăși o săritură lungă. Da, observați cum funcționează toate chestiile astea. O să pun un pic de pauză în momentul ăsta, da? Deci am ajuns aici, da? While not at goal. Înseamnă că verificăm dacă avem un gol în față, da? Avem un zid în față? Avem un zid în față. Înseamnă că trebuie să facem o săritură lungă, da? Ce înseamnă săritură lungă? Hai să vedem. Înseamnă să ne întoarcem la stânga. Înseamnă să verificăm cât timp avem zid în dreapta, da? Deci avem zid în dreapta? Avem. Facem un move. Avem zid în dreapta? Avem. Facem iarăși un move. Avem zid în dreapta? Hopa! Se pare că nu mai avem, deci am trecut la întoarce la dreapta. Ok? Da? Deci ne întoarcem la dreapta. După care ajungem la move, da? Deci ne mișcăm un pas în față, acum ajungem la front it's clear, da? Deci, mai întâi ne întoarcem iarăși la dreapta și acum verificăm dacă în față este liber. În față este liber? Adevărat. Înseamnă că intrăm în acest while, facem un move, iarăși verificăm dacă în față este liber. Iarăși este adevărat, iarăși facem un move. De data asta am ajuns să nu mai avem liber, da? Asta înseamnă că facem un turn left și ne întoarcem iarăși de unde am plecat. Adică am făcut aici o săritură lungă și ne am întors iarăși în while și n-am ajuns încă la gol, da? Înseamnă că putem să-i dăm play. Și iarăși se fac. Aici s-au făcut iarăși două move pentru că nu aveam niciun zid în față, da? Aici s-a făcut o săritură lungă. Impropriu, poate spus, pentru că e o săritură un pic mai mică, dar aici vedeți că s-a făcut o săritură foarte lungă. Ajungem în partea de final și la sfârșit iese din acest while pentru că am ajuns la gol. Și cam asta a fost rezolvarea acestui exercițiu, da? Deci, observați că aici nu am fi putut să folosim for. De ce? Pentru că dacă avem un uh, labirint random, da? noi nu știm câți pași trebuie să facem la o săritură. Da? Nu știm că zidul ăsta are 5, nu știm dacă are 1 și așa mai departe. Și practic ne folosim de acest while. Cât timp când facem mai întâi săritura, să zicem că ar fi partea de săritură și partea de coborâre. Dacă îmi facem partea asta de urcare în săritură, atunci verificăm să avem un zid în dreapta. Da? Pentru că așa funcționează. În momentul în care coborâm, noi nu mai putem folosi zidul din dreapta ca și uh, while și o să folosim cât timp avem liber în față. Da? Observați că aici când am făcut săritura nu putem folosi chestia că cât timp avem liber în față pentru că atunci ne-am duce de fiecare dată până sus și n-ar fi foarte eficient. Da? Noi trebuie să verificăm să fie cât mai eficient și atunci să folosim practic mediul de uh, lucru pe care îl avem în labirint. Și uite așa ar fi uh, o metodă prin care arătăm că acest while este mult, mult mai eficient și că nu poate fi uh, folosit ca un for. Cam asta a fost. Haideți să trecem și la proiectul final, care este unul un pic mai dificil și să vedem acolo ce avem de făcut.